Estimați, vă invit să deschidem acum scriptura și din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, să citim un singur verset, respectiv versetul 16, un cuvânt foarte frumos și foarte dens. Să ascultăm. Fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. În această după masă, mulțumesc lui Dumnezeu pentru bucuria și onoarea pe care o am să mă și eu și acesteia, alături de cei care sunt îmbrăcați în haine albe și care astăzi, la botezul vor mărturisi credința lor în Dumnezeu. Domnul să-i binecuvânteze, alături de familie de toți cei care ne găsim aici. Dumnezeu să-și reverse peste noi binecuvântarea sa. Vă rog salutări din partea Bisericii Soră, Biserica Emanuel din Sibiu și de asemenea și de asemenea cuvinte de salut din partea Institutului Teologic Pentecostal din București, frații profesori și studenți, vă transmit har și pace în numele Domnului Isus. Mulțumesc, frate Grigore, pentru dragostea dumneavoastră, pentru dragostea Bisericii Filadelfia. Așa cum e numele, așa sunt și faptele. Mulțumim pentru ajutorul pe care ni l-ați dat acolo la școală și prin sprijin financiar, dar și prin lucru cu brațele. Frații de aici, de la dumneavoastră, au venit și au lucrat cu hărnicie. Frate Omer și întregi echipe, Dumnezeu să vă răsplătească, să vă binecuvânteze. În această dupămasă, iată o zi care se apleacă ușor spre seară, am pe inimă să ne uităm la acest verset, la acest cuvânt, într-un mesaj pe care l-am intitulat Ce înseamnă să crezi în Isus. Locul din Biblie pe care l-am citit este supranumit și versetul de aur al Sfintelor Scripturi. Și cu siguranță că versetul acesta își merită acest nume. Dacă ne uităm cu atenție la el, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă, veșnică, să aibă viață veșnică, vom putea observa densitatea acestui cuvânt. În versetul acesta ni se vorbește despre cea mai mare dragoste, cea mai mare dragoste care există, care a existat vreodată, fiindcă atât de mult a iubit. Cuvântul acesta ne vorbește și despre cea mai însemnată ființă din univers. Este vorba de Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu. Versetul de aur al Scripturii ne atrage atenția asupra celei mai profunde și mari nevoi care a existat vreodată. Ea este descrisă prin cuvântul lumea. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, aflată în criză, aflată în nevoie. Versetul de aur al Scripturii ne vorbește și despre cel mai mare dar care a fost vreodată făcut, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat. Apoi, versetul acesta ne vorbește despre cel mai mare sacrificiu, pe singurul lui fiu, vorbindu-ne apoi despre cel mai mare Salvator, este vorba de Domnul Isus, cel mai mare sacrificiu, singurul lui fiu. Acest verset, versetul de aur al Bibliei, pune în fața noastră și cea mai generoasă ofertă, pentru ca oricine, cea mai simplă soluție, crede cel mai mare și singur mântuitor în El, în Isus Hristos. Ni se atrage atenția apoi asupra celui mai mare pericol, să nu piară și asupra celei mai însemnate comori, ci să aibă viață veșnică. Iată cât de frumos este acest verset din Scriptură, supranumit versetul de aur al Sfintelor Scripturi. Am ales în seara aceasta să ne oprim la trei cuvinte, și anume cuvintele crede în El. Ce înseamnă oare să crezi în Domnul Isus? A crede în Domnul Isus implică trei lucruri foarte simple și în același timp foarte profunde. A crede în Domnul Isus, întâi de toate, înseamnă să crezi în cine este El. Să știi cine este Isus și să crezi în El. Apoi, a crede în El înseamnă să crezi în faptele Lui. Trebuie să știi ce a făcut Domnul Isus și să te bizui pe ceea ce a făcut El, pe faptele Lui. În rândul al treilea, a crede în Isus înseamnă să crezi în ce a spus El, în cuvintele Lui iar aici credința se suprapune cu ascultarea. Iată dar cele trei lucruri. Cine este Isus, ce a făcut Domnul Isus și ce a spus Domnul Isus. A crede în El implică punerea împreună a acestor trei mari adevăruri. Întâi de toate, a crede în Isus Hristos înseamnă să crezi în persoana Lui. Odată, mântuitorul a avut milă de un om care se născuse nevăzător și după ce l-a tămăduit, omul acela plin de bucurie a început să dea lui Dumnezeu laudă. Mai târziu, Domnul Isus l-a întâlnit pe acest om de acum vindecat și l-a întrebat: „Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?” La care omul s-a uitat la Domnul Isus și a pus o întrebare: „Și cine este ca să cred în el?” Nu poți să crezi din sus dacă nu știi cine este Isus. Observația, întrebarea acelui om de acum tămăduit de Domnul Isus, scoate în evidență cât de important să știi. Ce... Ne dăjduim să finalizăm cu bine. L-am rugat pe fratele Grigore să îmi permită să vorbesc așa la microfon, pentru că am avut în minte să exemplific cumva ce înseamnă să crezi în Isus cu câteva imagini și o să devină vremea. Deocamdată, suntem la această întrebare. Cine este Domnul Isus? Cuvântul Domnului la această întrebare ne spune că Isus Hristos ne răspunde că Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu. Isus este fiul veșnic al lui Dumnezeu. Așa a fost mărturisit la botezul în apă, glasul lui Dumnezeu din cer a mărturisit, acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Așa a fost recunoscut de ucenicii Domnului Isus care au spus, Tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului cel binecuvântat. Și așa este scris în Scriptură, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Cine crede în Iisus trebuie să fie convins că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Voi credeți așa? Vă duceți abinte când s-a botezat în apă famenul etiopian, i s-a pus, el a pus o întrebare, uite apa ce mă împiedică să fiu botezat. Și atunci s-a zis așa, dacă crezi, se poate. Și omul a spus ce crede, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Isus este fiul veșnic al lui Dumnezeu. Și acum îngăduiți-mi o întrebare. Copilăroasă ar părea. Cine e mai bătrân? Tatăl sau fiul? Cumva gândind în termeni acestei întrebări, în anul 318, în Alexandria, în ordul Africii, un diacon a ținut o predică, diaconul se numea Arie, a ținut o predică în care învăța că tatăl e mai bătrân decât fiul și că Dumnezeu Tatăl într-o vreme era singur și după aceea l-a făcut pe Domnul Isus și abia după ce l-a făcut pe Domnul Isus a început să fie și Domnul Isus. S-a uitat așa peste adunare și a văzut acolo în adunare o mamă care ținea în brață un copil mic și a întrebat-o, soră, spune mi rogute, ai avut copilul înainte să-l aduci pe lume sau îl ai numai după ce l-ai făcut, după ce l-ai născut? Și femeia a zis, Acum cum să-l am înainte să-l nasc? Și omul, plecând de aceea, a zis, uite, așa e și cu Dumnezeu. Nu l-a avut pe Isus până să-l facă întâi. Și așa s-a născut această învățătură numită arianism, care a dus multă tulburare în Biserică. Biblia ne învață că Domnul Isus nu este creat. Ci Domnul Isus este din veșnicie împreună cu Tatăl. El este Fiul Etern al lui Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele lui. Mai mult, Biblia, la întrebarea cine este Isus, ne spune că Isus Hristos este Dumnezeu adevărat. El împărtășește alături de Tatăl și de Sfântul Duh. Toată această esență a Dumnezeirii, aceeași substanță a Dumnezeirii. Prin Isus Hristos au fost create toate lucrurile. Prin El a fost creat și timpul. Biblia spune că El se va numi Părintele Veșnicilor, adică e Creatorul Timpului. Domnul Isus a făcut și timpul cu privire la identitatea sa divină, la dumnezeirea sa, în cuvântul lui Dumnezeu, doar două locuri din Biblie aș vrea să citim. Apostolul Pavel a zis așa, că noi creștinii, în Tit, capitolul 2, versetul 13 este scris, noi creștinii așteptăm o nădejde, avem o nădejde. Noi așteptăm fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor. Isus Hristos. Vă rog să vă uitați la această scriptură. Despre Isus Hristos se spun aici două lucruri. Că el este Marele nostru Dumnezeu și este Marele nostru Mântuitor. Nu zice că noi așteptăm să se arate Dumnezeu Tatăl și Domnul Isus Mântuitorul. Că cel care trebuie să vină a doua oară este Domnul Isus. Care e mărturisit aici ca fiind Dumnezeu și Mântuitor, binecuvântat să fie în numele lui. În România se sărbătorește astăzi Duminica Tomei. Ce a zis Toma când s-a întâlnit cu Isus în ziua aceea, prima duminică după înviere? I s-a închinat și a zis Domnului Isus așa, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și Domnul Isus nu l-a oprit când îi vezi că eu nu sunt nici Domn, nici Dumnezeu, altui Domn și Dumnezeu. A primit mărturia lui Petru, lui Toma și a recunoscut că este adevărată și a zis ferice de tine că ai văzut ce ai crezut. A crede în Isus Hristos, credința în Isus Hristos este absolut necesară pentru mântuire. Niciun om de pe fața pământului nu poate să fie mântuit în ziua judecății, nu poate să fie mântuit de mânia viitoare, nu poate să moștenească împărăția lui Dumnezeu dacă nu crede în Isus Hristos. Credința în Isus înseamnă să știi cine este El. El este Fiul lui Dumnezeu, El este Dumnezeu și Cuvântul ne mai spune că El este Domn. Isus Hristos este Domnul. Așa găsim scris în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 36. Să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Isus. Și în Filipeni, în capitolul 2, versetul 9 la 11, cuvântul Domnului spune, Dumnezeu l-a înălțat pe Domnul Isus și a dat nume care este mai pe sus de orice nume, ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor de pe pământ, de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. Dumneavoastră mărturisiți că Isus este Domnul? Isus este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu adevărat și este Domn. În numele lui Isus Hristos este hotărâtă iertarea păcatelor. În numele lui Isus Hristos este hotărâtă mântuirea. Cine este mântuit crede în Isus Hristos. Mai mult, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Isus Hristos a fost înălțat la dreapta lui Dumnezeu. Această înălțare la dreapta lui Dumnezeu implică așezarea într-o poziție de mare autoritate. Și aici se împlinesc cuvintele scrise în Isaia, capitolul 66, versetul 1, unde spune așa. Cerurile sunt scaunul meu, cerul este scaunul meu de Domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Așa a spus Dumnezeu. Îngăduiți-mi să ilustrez cumva lucrul acesta. Am văzut că m-ați servit tare bine cu microfonul. Acum faceți bine să veniți în cu scaun cu tot. Dumneavoastră. Hai cu scaun cu tot. Când te cheamă cineva cu scaun cu tot, e mai ușor. Haideți aici. Uh. Imaginați-vă că scaunul acesta este tronul lui Dumnezeu. Ca așa scrie, cerul este scaunul meu de domnie. Și pământul aici, podeaua, este pământul. Este așternutul picioarelor lui Dumnezeu. Planeta, pământ, este covorul pe care își pune picioarele. Cerul este scaunul de domnie, tronul lui. Emanuel, pune-te jos. Așa cum acest tânăr stă pe scaun aici, închipuiți-vă că Hristos stă în cer pe scaunul de domnie. Și după cum picioarele acestui tânăr ajung pe podele, așa picioarele Domnului Hristos, pământul este aștenutul picioarelor sale. Știți unde ne trăim noi viața? Uite aici. Vezi pe Când vă gândiți la Domnul Isus, așa să vă gândiți: Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, Domn, stă pe scaunul de Domnie, are control asupra vieții noastre. Într-o clipă ar putea să ne nimicească dacă ar vrea, dar pentru că ne iubește, a ales să se numească Mântuitor. Și asta este a patra calitate a sa care răspunde la întrebarea cine este. Iisus Hristos este mântuitorul lumii. El a ales să fie mântuitorul nostru, binecuvântat să fie numele Lui în veci. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, credeți că Iisus e Fiul lui Dumnezeu? Dumnezeu adevărat, Domn și Mântuitor? Asta înseamnă să crezi în El, să fii convins că acesta este El. El e cel care ne salvează. Binecuvântat să fie în viață. Emanuel, mulțumesc. Nu te du pe departe, că o să te mai chem. Dar totuși du-te. A doua întrebare este întrebarea ce a făcut Isus. E important să știm nu doar ce, cine este Isus, ci și ce a făcut El faptele pe care Domnul Isus le-a săvârșit au o valoare mântuitoare. Nu poți să crezi în Isus Hristos dacă nu știi ce a făcut El. Faptele Lui sunt esențiale. Cu privire la faptele Lui Isus Hristos, aș rezuma, le-aș rezuma, ele sunt multe și sunt complexe, dar la patru aș dori să mă refer. În Biblie spune că Domnul Isus, așa închipuiți-vă, El este pe scaunul de domnie în cer, El a făcut toată lumea. Și de acolo a ales să se coboare pe pământ. Prima acțiune salvatoare făcută pentru sufletele noastre este întruparea sa. Domnul Isus s-a făcut om. A venit între noi oamenii și a asumat identitate de om, a luat asupra sa umenitatea noastră, a fost carne și sânge. Iisus Hristos s-a întrupat. Credeți că Domnul Isus a fost om? El s-a întrupat, s-a născut din Fecioara Maria și de la Duhul Sfânt. A locuit printre oameni plini de har și de adevăr. A fost om a evia oricăruia dintre noi. În același timp, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, numele Lui să fie slăvit. Întruparea Lui Isus Hristos ne redă nouă oamenilor demnitatea pe care am pierdut-o când am călcat porunca lui Dumnezeu prin păcate. Și din cauza întrupării lui Iisus Hristos, oameni buni, vă îndemn să vă uitați cu mare respect la fiecare om. Indiferent că e creștin sau necreștin, că e om educat sau lipsit de educație, cât ar fi de degradată ființa aceea din cauza păcatelor în care a trăit, căzut să fie nu știu unde, într-o mizerie morală de nedescris, omul acela merită să fie respectat. Și știți de ce? Iisus Hristos s-a întrupat. Și l-a cuprins și pe acela. Să vă uitați la oameni cu mare respect, să prețuiți pe oameni, pentru că Iisus Hristos s-a întrupat. Întruparea lui Iisus Hristos dă dreptul fiecărei ființe umane să ridice fruntea sus și să aibă o altă considerație față de propria sa ființă. Că Dumnezeu l-a cinstit la superlativ, întrupându-și fiul în om. Mai mult, Iisus Hristos a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Aceasta este a doua acțiune salvatoare săvârșită de El. Rațiunea pentru care s-a întrupat a fost aceea de a putea lua asupra sa păcatele noastre. El a trăit desăvârșit. N-a săvârșit în timpul vieții sale, și niciodată pe pământ sau înainte, sau nicio neregiuire. El este desăvârșit. Și în această calitate s-a dus la cruce și ne-a înlocuit pe noi, luând asupra lui vina noastră, păcatele noastre. El a murit pentru tine. Păcatele le-ai făcut singur. Și n-ai făcut puține. Dar vestea cea bună este că Domnul Iisus a murit pe cruce pentru păcatele tale. A plătit pentru ele. Și din cauza jertfei lui, iertarea păcatelor este posibilă. Nu numai că e posibilă, dar din cauza jertfei lui Iisus Hristos, că el a murit pentru noi, Dumnezeu a dat o lege. Legea aia se numește decret de grațiere. Așa cum găsim în legile omenești câteodată un rege sau un președinte de țară, peste toate legile din țara lui, are el așa o autoritate superioară și peste toate legile, deciziile judecătorilor, justificate decizii, condamnări la pușcării sau poate la moarte, justificate. Peste toate cu autoritatea sa de președinte vine și scrie o hârtie. Decret de grațiere. Și nimeni nu mai are ce să zică. Decretul acela de grațiere anulează efectiv pe diapsa și dă iertare pe gratis. Așa stau lucrurile, estimați frați și estimate surori cu iertarea lui Dumnezeu. Iisus s-a întrupat, a purtat vina noastră la cruce și din cauza jertfei sale, Dumnezeu Tatăl a dat decret de grațiere, care anunță așa, oricine crede în Fiul meu Isus este iertat pe gratis. Crezi? Trebuie să știi cine este și să știi că ce a făcut, a făcut pentru tine. Pe tine te-a avut în vedere când s-a întrupat și pe mine, pe noi ne-a avut în vedere când a mers la cruce. Ca așa zice Biblia, El a purtat păcatele noastre. A purtat păcatele noastre. Mai mult, Iisus Hristos a înviat din morți. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Domnul să vă binecuvânteze. Hai să se audă tare. Hristos a înviat. Iisus este viu. Cine crede în Isus trebuie să fie convins să creadă că Isus Hristos a înviat. Mântuire presupune să crezi că Isus Hristos e viu. Sloviți să fie în numele Lui. Tot în Biblie scrie așa. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus Hristos ca domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți. Vei fi mântuit. Credința în înviere este fundamentală. Creștinii cred că Isus este viu. Învierea lui Isus Hristos este, cum să spun, pecetea aceea, confirmarea definitivă și irreversibilă că jertfa lui Isus a fost primită și că biruința aparține Domnului, lăudat să fie în numele Lui. În cuvânt spune să crezi în inimă. Ce înseamnă oare să crezi în inimă? Fratele cu scaunul, vine apoi. Da, hai fără scaun acum. Hai singur. Când deoarece ce-o fi vorbit între ei? E treaba noastră. Vă rog frumos să vă uitați la acest bărbat tânăr. Nu. Ne spui cum te cheamă? Da. <laughs> spune atunci. Da. Cum te cheamă? Emanuel. Emanuel. Emanuel și mai cum? E Moldovan. Da, Emanuel? Moldovan. Emanuel Moldovan. Câți dintre dumneavoastră credeți că el este Emanuel Moldovan? Mâna sus. Credeți că așa îl cheamă? El a zis, eu sunt Emanuel Moldovan. Pe tata îl cheamă Moldovan. De la el am luat numele. Feciorul lui Moldovan. Îi tai că o pe aici? Întrebarea mea este următoare pentru dumneavoastră. Pe ce temei credeți că el este Emanuel Moldovan? Ce vă convinge să credeți asta? V-a spus. El a făcut o afirmație, a mai vorbit noi până acum Emanuel, numai înainte cu scaunul. Atât. El a făcut o afirmație, sunt Emanuel Moldovan, și în inima noastră s-a așezat o convingere clară, simplă, fără discuții și filozofii prea multe. Pe tânăr îl cheamă Emanuel Moldovan. Și așa suntem de înconvinși când ne-a zis adevărul, încât îl strigăm: Hei, hei, Emanuel! Asta se numește credință în inimă. Simplă, clară și fără prea multe filozofii. Când veți crede așa că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Că el nu întrebă, cine ești tu? Sunt Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu, adevărat. Domnul, Mântuitorul. Am venit în lume pentru tine. Am murit pentru tine. Am înviat pentru tine să ai și tu viață. Am fost înălțat la dreapta lui Dumnezeu și mijlocesc pentru tine s ai și tu loc în raiul lui Dumnezeu. Și când e vorba să-L crezi pe Isus, pui sub semnul îndoiele. Adică pe un fecior ca pe Emanuel îl crezi și nu pui la îndoială că îl cheamă Emanuel al Moldovan, dar când zice Iisus Hristos că e Fiul lui Dumnezeu și Salvatorul, mai te gândești că-ți povești. De unde e în consecvența asta? Emanuel, să te facă Dumnezeu predicator. Nu să vii la noi la școală, că de finisaje ne ocupăm noi. <laughs> Mergi la loc. identitatea, cine este, și faptele, ce a făcut. S-a întrupat, a murit pe cruce, a înviat din morți și s-a lălțat la dreapta lui Dumnezeu. Și acum, cuvintele. De data aceasta, credința se suprapune cu ascultarea. Când ne referim la cuvintele lui Isus, avem în vedere învățătura sa și mai cu seamă cerințele, poruncile sale. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată în Sfintele Evangheliei ceea ce Domnul Isus a spus, învățăturile pe care le-a dat, poruncile pe care le-a rostit. Și acolo, în aceste porunci, găsim ce este de făcut. Cine crede în Isus trebuie să știe ce a spus Isus, să fie convins în adevărul celor spuse de Isus și să trăiască în acord cu ce a spus Domnul Isus. Și acum ce a zis? Numai din trei predici de a lui, patru enunțuri, sau din patru predici, patru enunțuri. În prima predică, bine a zis frate aici înainte, în prima predică Isus Hristos a zis, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Acesta a fost primul lui cuvânt public. Matei 4,17 Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Asta a spus Domnul Isus. În a doua predică e consemnată tot cu ocazia aceasta a debutului Marcu 1, 15, 16 sau acolo în textele acestea, cuvântul Domnului spune așa, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Această cerință s-a împlinit vremea, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Este cerință. Ni se cere, Iisus a spus să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne pocăim de păcatele noastre. Să ne pară rău că le-am făcut, să cerem lui Dumnezeu iertare că l-am supărat călcându-i porunca, să luăm hotărâre în inima noastră că nu vom mai face, și să cerem lui Dumnezeu putere să ne ajute, întorcându-ne inima către Dumnezeu și căutând să-L slujim pe El. Asta este pocăința. Să crezi în Evanghelie, să crezi promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu, asta ce, ce este Evanghelie? Este promisiunea lui Dumnezeu. E decretul de grație redat de Dumnezeu. Dumnezeu a promis iertare de păcate pentru cei care se bizuie pe Isus, Dumnezeu a promis viață veșnică celor care se încred în Isus. Dumnezeu a promis mântuire celor care îl primesc pe Isus Hristos în sufletul lor. Dumnezeu a hotărât să -o coată drept pe acela care acceptă că Isus Hristos a murit pentru el. Asta e promisiunea lui Dumnezeu. A crede în, Evang în evanghelie înseamnă să accepți această promisiune. E pentru tine. Să zici așa, Isus a murit pentru mine, a purtat păcatul meu, din cauza lui Dumnezeu mă iartă. Cred că Dumnezeu ia de pe mine vina și îmi dă iertare din cauza lui Isus. Asta înseamnă să crezi în Evanghelie. Și apoi urmează botezul. În ultima predică, e consemnată la Marcu 16, 15 și 16, Iisus a zis, Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Oricine va crede. Și cum a continuat? Și se va boteza. Va fi mântuit. Aici este adăugată încă o cerință. Aceea a botezului. În prima predică a zis pocăiți-vă, în a doua a zis și credeți, și în a treia a zis și botezați-vă. Observați cum ele se leagă clar, cum devin limpezi, cum traseul pe care trebuie să mergem e atent făcut de Domnul Isus, arătându-ne pas cu pas pe unde trebuie să călcăm. Și nu ne cere să facem nimic înainte de a ne arăta ce a făcut El pentru noi. Nu ne cere să fim cum se cade fără să ne ofere înainte ceva. Isus se revelează pe sine, spunând că este Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu adevărat, Domn și Mântuitor. El a venit în lume întrupându-se, a luat asupra sa prin moartea sa păcatele noastre, a înviat dintre cei morți deschizându-ne ușa raiului, a mântuirea a vieții veșnice, s-a înălțat la cer garantând că iertarea și mântuirea este eternă. Nu se mai schimbă nimic. Și de acum, toate aceste binecuvântări sunt oferite de Dumnezeu și primite de oameni, de oamenii care fac aceste trei lucruri. Se pocăiesc de păcatele lor, se încred în promisiunea lui Dumnezeu în evanghelie, acceptându-l pe Isus și trec la ascultare, botezându-se. Asta e tot. Aici credința se suprapune cu ascultarea nu poți să crezi doar teoretic. Sunt oameni care spun, eu cred, eu mă pocăiesc, dar nu vreau să mă botez. Botezul este esențial. Iisus a scris, a spus, cine crede și se botează va fi mântuit. Iar în Sfintele Evangheliei găsim că acest mesaj a fost preluat de Apostolii Domnului Iisus și dat mai departe. Apostolii Domnului Iisus au propovăduit la fel i-au învățat pe oameni și au condus bisericile în această practică a botezului pe care, iată, secol după secol, an după an, îl avem până aici, în mijlocul nostru, în seara aceasta, prin pilda celor care sunt îmbrăcați în haine albe. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și mai vreau să vă pe dumneavoastră. Cum stați cu pocăința? Cum stați cu încrederea în promisiunile lui Dumnezeu în Evanghelie? Crezi tu în Iisus Hristos? În inima ta. l a acceptat în sufletul tău ca domn al tău. A crede în Iisus nu înseamnă să fii de acord cu El. Nu înseamnă să-L admiri. Nu înseamnă să-I dai dreptate. Asta ar fi prea ușor. A crede în Isus după Biblie, înseamnă să-ți pui viața și trăirea pe urmele Lui. Să-i fii ucenic și să trăiești în acord cu ce El a spus. Iar în această hotărâre solemnă de a trece de partea lui Isus Hristos, definitiv și irreversibil, botezul în apă este un pas fundamental. Te-ai botezat în apă la vârsta maturității? Că după Scriptură, botezul în apă este un legământ pe care îl faci cu Dumnezeu în mod voluntar, liber, conștient, după ce ai ascultat cu urechile tale cuvântul lui Dumnezeu, după ce ți-a atins Dumnezeu inima și ți-ai dat seama că ai făcut păcate și te-ai pocăit de păcatele acelea, după ce l-ai primit pe Isus Hristos în sufletul tău și ai hotărât să-L urmezi ca ucenic toată viața ta. În contextul acestei convingeri interioare, botezul în apă are valoare de legământ în fața lui Dumnezeu. Altfel, este un obicei săvârșit cum se săvârșește, de oameni la vârsta lipse de discerdământ, mă gândesc la prunci mici. În ce mă privește, eu m-am născut într-o familie de credincioși ortodoși, unchiul meu este preot în localitatea în care am copilărit, mama s-a întors la Dumnezeu undeva pe parcurs, a fost un pic de supărare în familia noastră că ea a făcut pasul acesta, dar om civilizat și educat și cum se cade, unchiu a înțeles repede asta, nu s-a supărat prea tare, nu i-a căzut nici bine, felicitări nu ne-a zis, dar până la urmă tot a ieșit bine. S-a necăjit un pic când am început și noi, ceilalți, și eu și frații, să ne întoarcem la Dumnezeu și a mai rămas așa lipit de tată, cu care a tovărășit vreo 15-16 ani până s-a botezat și tată. A fost o zi în viața mea, 16 noiembrie 1991, când m-am botezat în apă, 21 noiembrie, 16 a fost botezul în cu Duhul Sfânt. Atunci Domnul m-a ajutat să mă botez în apă. Te deci, să ai și Dumneata o asemenea și. Și acum în încheiere, ce înseamnă să crezi în Isus? Acele cuvinte din versetul de aur, crede în El, implică să crezi în persoana Lui, în faptele lui și în poruncile lui. În ce privește persoana? Este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, Domn și Mântuitor. În ce privește faptele? El s-a întrupat, a murit pentru păcatele noastre, a înviat din morți și s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu. În ce privește poruncile? El a zis, pocăiți-vă de păcatele voastre, credeți în Evanghelie, botezați-vă în apă și apoi, pe o largă temă, Iisus Hristos a spus să trăim în neprihănire, să trăim viață nouă. Și despre asta fratele Marcu a vorbit foarte frumos. Domnul să ne ajute să fim credincioși și să nu uitați ziua aceasta cât ți trăi. Ați făcut cu Dumnezeu un legământ. Să-i fiți credincioși. Amen.